Noi înțelegem că tot ce se face acum și graba cu care insistați să se pună la vot demiterea, fără ca să luăm act în mod conștient și pregătiți de aceste demiteri, fiindcă noi, cum spuneți dumneavoastră, lucrăm în interesul cetățeanului, iar cetățeanul trebuie să fie informat. Noi înțelegem că toată cultivatura asta cu raiderul a fost pregătită numai pentru ziua de azi, ca să asistăm la această nuntă care are loc între Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor. Vă uitați cât de nerăbdătoare este mireasa dumneavoastră, stimate streleți, stimate prim-ministru, președintele Partidului Liberal Democrat Filat. Cât de mult așteaptă ei ca să veniți să faceți o nouă alianță cu dânșii. Dar asta se numește trădarea democrației în Republica Moldova și tot sloganul dumneavoastră, Republica Moldova fără comuniști, Republica Moldova fără Voronin, a fost un mesaj fals, numai că să vă strecurați la putere. Și acum vreau să vă dau o întrebare. Cum se numesc patrioții care părăsesc echipa și trec în tabăra dușmanului? Și cum se numesc deștepții care își taie cracă de sub picioare, domnule Ionită? Господин председатель, я хочу в качестве реплики ответа на риторический вопрос господина Сахарняну. Как называются люди, покидающие команду, да? Можете спросить у руководства парламента. Спасибо. Ой, единственная реакция. Domnule deputat, vreau să vă spun că cel mai mult ce m-ar interesa, cum se numesc acei care nu văd ce se întâmplă și cred că atacurile care le spuneți dumneavoastră, de grabă va fi clar cine a stat în spatele lor și fiți siguri că pe unii din ei îi cunoaște. Se poate întreba cine e mai patriot, pe cine apărați dumneavoastră, cu cine faceți dumneavoastră nuntă în situația asta. Și fiți mai atenți cu asemenea declarații din motive că noi am luptat mult mai mult în perioada, în special acum, când ați ajuns să participați și dumneavoastră la alianța de guvernare, dar nici de cum nu încercați să, și nu puteți să înțelegeți că sunteți folosiți pe post de mireasă. Microfonul 5. Mulțumesc, domnul președinte, trebuie să dau replica. Fiindcă, domnul Streleț, trebuie să fie clar. Noi am constituit o alianță de guvernare, da? Pro-europeană. Și sigur că în alianță există și probleme care le-ați invocat dumneavoastră. Poate există și atacuri raider. Și cele mai... lucrurile astea trebuie rezolvate în alianță, dar nu trădând alianța. Iar noi cu Partidul Democrat am rămas pe teritoriul alianței și am încercat în interiorul alianței să rezolvăm problema. Dar nu plecând la dușman și atunci punând pe masă puterea pe care ne-a dat-o cetățeanul cu atâta sacrificii. Noi am rămas pe câmpul alianței și vă chemăm să nu părăsiți câmpul alianței. Rămâneți aici ca să rezolvăm problemele. Iar problemele care le-ați invocat dumneavoastră aveți dreptate. Dar numai că ele trebuie puse la punct altfel decât prin trădare. Microfonul 4. Eu văd că, într-adevăr, nu se înțelege adevărata esență a ceea ce se produce. Atât prin declarații referitor la harbuj, la alianțe, la nunți și așa mai departe. Eu văd că, într-adevăr, se încearcă să se mușamalizeze un caz care punea în pericol și securitatea economică, și securitatea socială, și, în general, stabilitatea în Republica Moldova. Noi venim cu propunere de a demonstra că clasa politică, alianța de guvernare care deocamdată există și tot ceea ce faceți dumneavoastră, faceți ca doar să o distrugeți, din motive că apărați niște instanțe care elementar se vede, absolut vizibil că nu și-au făcut meseria. Și în situația dată, dumneavoastră menționați că noi distrugem alianța. Este cel puțin cinic. Văzând cu câtă insistență evitați ca acest subiect să fie discutat tranșant și votat, chiar îmi pun și eu o întrebare. Ce scopuri urmăriți? Astăzi Parlamentul a auzit că domnul Ioniță, președinte Comisiei Bugete și Finanțe, a falsificat legea în mod conștient. Nu a auzit așa ceva Parlamentul? A auzit Parlamentul. Va ajunge, domnul Ghimpu, eu vă răb, dar până la un anumit limit. A introdus așa în lege, ai schimbat cifrele în lege, cu mâna ta. E altă lege acum. Și noi azi, dumneavoastră, nu vreți să le eliberați din funcție. Vă întreb atunci pe dumneavoastră, stimați colegi, unii luptă cu mafia și corupția? Cum adică vreți să fie? De ce domnul nu pedepsiți colegul? Clar unde. Nu după ce că... se va investiga, semnăturile voastre va fi clar. Taci că ești mai mic, că ascult când vorbesc eu.
și pe urmă îți vorbești după mine. Sau treci în sală, că mai bine îi faci. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, avem caz concret astăzi. De ce nici fracțiunea PCR mie, nici pe LDM nu ați votat să fie eliberat din funcție Ioniță? Nu poate să fie în funcție un deputat care falsifică legea și aduce prejudicii de 6 milioane. Iată, domnul Strelesc, care e problemă. Nu că noi suntem împotrivă, noi suntem pentru. Dar dacă facem ordine, să facem ordine conform legii și conform încălcărilor. Dar să nu folosiți raidul bancar pentru a vă achita cu cineva. Credeți că noi nu vedem ce faceți voi? Eu nu am școală bine. În Consumbol. Dar știu foarte bine ce ați învățat voi acolo. Bun. Microfonul 4. Valeriu Strălesc, fracțiune PLDM. Referitor la faptul că dacă mai suntem în alianță sau nu și alte suspiciuni, să vă gândiți foarte bine la rolul dumneavoastră în stabilitatea și soliditudinea alianței, fiindcă din aprilie, minimum din aprilie, orice n-ar fi făcut fracțiunea PLDM, imediat era taxată că, aha, pregătiți alianță cu comuniștii, vă duceți cu comuniștii și așa mai departe. Proiectul 2237. Cine este pentru adoptarea acestei rugături noastre? Sectorul 1, 34. Majoritatea voturilor este vizibil acest lucru. Proiectul este aprobat. Așa. Microfonul 5. Vă mulțumesc. Ion Hader, că fracțiunea Partidului Liberal. Domnule președinte, stimați colegi, în urma votului consumat foarte recent, suntem obligați să constatăm cu regret și cu stupoare constituirea de facto a unei noi majorități parlamentare. Cum s-ar zice, tak deržat, dar a hie tavarișe. Mulțumesc!